Știi să-mi iau ceva care m-a șocat și m-a întristat. Deci știm de la colegii noștri de la Ziarul de Gard. O mamă tânără care crește și-i aducă singură doi copii a fost supusă unui viol în grup. Au violat-o, au dus-o pe malul Iazului, ea leșina, iar ei o băgau în apă să-și revină și continuau. Starea ei nu este deloc bună. Suntem șocați că nu îi se poate acorda ajutorul medical cuvenit. Satul este speriat. Avem copii, avem fiice, iar ei umblă prin sat fără grijă. Se vorbește că au dat bani să fie eliberați, scrie Ziarul de Gard, cu referire la sursele lor, despre satul Rădeni, raionul Strășeni. Deși trei persoane au fost reținute la scurt timp, oamenii au văzut pe cei trei liberi prin sat. Domnul Sată, poate noi discutăm despre ceea ce nu prea contează, dar în țară, de fapt, se întâmplă lucruri mult mai strașnice decât referendum, valori europene sau euroasiatice. Pentru așa tip de crime, ei le-ar da pe viață. Le-ar da pe viață fără drept să depuie cerere de eliberare înainte de termen. Deci acești animale n-au dreptul să plimbe nici în sat, nici în oraș. Acești oameni n-au dreptul în general să existe. Dacă astăzi, într-adevăr, este adevărat și ei și scrie Ziarul de Gard, că o dus o femeie, o viola, o băga în apă să-și vie în șerii, eu chiar obligaie prin lege să lucreze, ca să nu întrețină statul. Băbusele care le-am văzut azi cu mâinile tremurând și în Lipcani, raionul Briceni și în Sângerei, doar oamenii încă, acești mizerii de oameni, încă îi întrețin pe acești mizerii de oameni. Eu încă i-ar obliga prin lege să lucreze și la cel mai greu lucru fizic, la cel mai greu lucru fizic. Da, astăzi statul, eu înțeleg că mulți amuși ar propune pedeapsă cu moarte pentru așa ceva, înțelegi? Că astăzi, îți dai seama, iată și eu spunem tot timpul, că у нас стране привыкли к тому, что за преступлением не следует наказание. Îți dai seama și exemplu pentru alți terminați de aldeiște și faci știrea asta. Băi, dacă chiar și așa s-a făcut și băieți liberi, ap în țara asta spate tăt. În țara asta atunci spate tăt. Mie mi-este foarte interesant care o să fie reacția autorităților și cum vor comenta ei. Că acest lucru nu poate fi comentat. Ca și cu minora cu care s-a întâmplat cazul în Orhei, creierul meu nu percepe așa ceva. Cel mai groaznic lucru asta e când nu poți, nu poți să faci nimic. Asta e cel mai groaznic lucru. Și omul care astăzi sunt niște animale și stă un om care nu poate să le răspundă. Și în echipul și făcea o jiță așa, Doamne ferește. Mulți spuneau că eu propuneam ceva dur, când spuneam, băi, în fiecare comisariat raional, pentru femeile care suferă, trebuie de introdus funcția brat-jene. Asta e vinete de la Doamne, care sunt ușise. Da, nu sunt violate, slavă Domnului, dar sunt ușise, faramate, bătute, fugărite cu toporul împrejurul casă. Doarme în jer, doarme în zapadă. Unul îmi povestea o doamnă, așa un idiot o dus-o în zapadă, era zapadă aproape un metru și vrea să vadă cum asomnă și câine. Chiar acolo sfalcă de gunoi și asta doamnă a zis, domn Renat, eu n-am frate, n-am tată, eu n-am la cine să mă duc după protecție. Dar ce îi spuneți dumneavoastră? Asta încă o dată. Nu știu de frică. Animalele știu de frică, ori fizică, sau izolați total. Dar dacă animalul face și vrea și a două zi iesă, iată poftim. Avem noi și aici avem cu părerea de rău.